Documentul pe care Tudorel Toader îl ținea secret, ce a scris ministrul Justiției în sesizarea la CCR pe revocarea sublinierei Feidna. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a sesizat Curtea Constituțională cu un posibil conflict instituțional de natură constituțională între guvern sublinierei presubliniere din CIE, ca urmare a refuzului presubliniere dintelui Iohannis de a da curs cererii de revocare a subliniere Feidna. Ministrul Toader nu a dorit să fac public textul sesizării, însă acesta s-a scurt totuși sublinierei în presă. Ziarul Adevărul a obținut sesizarea trimis de guvern la Curtea Constituțională. Principalele argumente invocate de guvern. Interpretarea gramaticală a textului legal care reglementează procedura revocării conduce la concluzia potrivit căreia presubliniere dintele României este obligat să revoce procurorul sublinierei Feidna la propunerea ministrului Justiției. Aceasta întrucât acțiunea presubliniere dintelui este descris prin termenul revoc, iar nu de o eventuală sintagmă de tipul poate revoca. Altfel spus, este reglementată o obligație, iar nu o posibilitate a presubliniere dintelui. Fac de această interpretare, refuzul presubliniere dintelui României de a da curs propunerii de revocare este lipsit de temei legal, cu consecința, în plan constituțional, împiedicării ministrul Justiției de a sublinierei realiza rolul constituțional, consfințit de art. 132 alin. 1, din Constituție. Din această perspectivă, refuzul presubliniere dintelui apare deopotrivă un act de încălcare a legii sublinierei, un act de încălcare a Constituției, generând un conflict de competențe între acesta sublinierei ministrul Justiției. Cât prive sublinierea interpretarea logic sublinierei sistematică a Constituției, virgulă susține acea sublinierei concluzia existenței unei obligații a presubliniere dintelui de a da curs cererii de revocare, de natură se pun în valoare principiul cooperării loiale între autoritățile publice. Interpretarea este aceea ce, de principiu, într-o procedură care implică mai multe autorități publice, numai una dintre autorități are rol central, decizional, în funcție de sfera de competență vizat de respectiva procedură, celelalte autorități implicate fiind de natura oferi regularitate procedurii, fere a putea bloca punct recunoa subliniere terea unei puteri de blocare a unei inițiative ce ține de sfera de competență a altei autorități ar avea semnificația unei substituiri de competență, ar deschide calea exercitării discreționare a unor atribuții, a sublinierea dar a abuzului de putere. Este, de aceea, cu atât mai necesar trasarea limitelor de competență, circumscrise rolului constituțional al fiecărei autorități într-o astfel de procedură mixt. Prin urmare, în cadrul procedurii revocării procurorilor cu funcții de conducere, rolul central, decizional în privința de clan subliniere ARI, revine ministrului Justiției, concluzie fundamentat pe dispozițiile art. 132 alin. 1, din Constituție, potrivit cărora activitatea procurorilor se desfășoară oare sub autoritatea acestuia.
Ministerul Justiției are obligația să-i sublinierei întemeieze legal sublinierei să sublinierei argumenteze propunerea, neputându-se recine, cu siguranță, nici în privința acestuia, o exercitare discreționară a rolului său constituțional. Cât prive subliniere-te presubliniere dintele României, acesta nu poate avea decât rolul vizând regularitatea procedurii. În cauza de fac însă, presubliniere dintele României a înțeles să blocheze pur sublinierei simplu procedura de revocare, comunicând ce nu îi va da curs din considerente de oportunitate. Altfel spus, acesta a opus un răspuns pur politic unei solicitări pur juridice, solicitare întemeiat pe o procedură legală. Declan sublinierea sublinierei continuat în exercitarea rolului constituțional al Ministrului Justiției.